Aș vrea să vă chem să citim împreună, să rostim împreună cuvântul lui Dumnezeu din Matei, capitolul 6, începând cu versetul 9, care spune așa. Iată, dar, cum trebuie să vă rugați! Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău! Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ! Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, că cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Dragii mei, vă aduc aminte că ne străduim în anul acesta să trăim cum a trăit Isus. Așa e? Și învățăm de la Domnul Isus cum a fost El, cum s-a raportat El la anumite situații și iată, de data aceasta vrem să învățăm cum s-a rugat Domnul Isus. Pentru că așa cum El s-a rugat, i-a învățat pe ucenicii Săi să se roage. Și iată rugăciunea Tatăl nostru, am spus cu câteva săptămâni în urmă, când am mai predicat de aici, am spus că este un model prin care Domnul ne arată cum trebuie să ne rugăm. Nu e neapărat o rugăciune pe care trebuie să o învățăm pe de rost, nu e rău să o știm pe de rost, dar nu e o rugăciune pe care trebuie să o spunem ca pe o poezie, ci Domnul este interesat. Să ne uităm la rugăciunea Tatăl nostru și, după modelul ei, să structurăm rugăciunile noastre cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce am subliniat și aș vrea să vă reamintesc astăzi, în rugăciune nu trebuie să fie formalism, dar rugăciunea trebuie să aibă o formă. De asemenea, am arătat data trecută Că e foarte, foarte important felul în care ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Suntem datori să înțelegem că atunci când Domnul ne-a învățat să ne rugăm și a zis, când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, Domnul, de fapt, ne-a arătat cui ne rugăm noi. Cui ne rugăm noi? unui Dumnezeu atotputernic, care, interesant, este un tată pentru noi. Și de aceea trebuie să înțelegem, cum sublinia fratele Dorin aici, noi nu trebuie să credem că prin rugăciune lămurim pe Dumnezeu și schimbăm planurile lui Dumnezeu și îl obligăm pe Dumnezeu. Așa e câte unul care se roagă de parcă el ar pune mâna la spate lui Dumnezeu ca să-l oblige pe Dumnezeu să facă cum vrea el. Și câteodată, vai bieții oameni, ce vor ei. N-aș vrea să uităm nicio clipă. Dumnezeu este suveran. El face tot ce vrea în ceruri și pe pământ. Însă rugăciunea, dragii mei, n-aș vrea să uităm nicio clipă. Ea întâi și întâi aliniază voința noastră voiei lui Dumnezeu. Rugăciunea, să știți, ne schimbă întâi pe noi. Rugăciunea are de-a face cu noi și cu ambițiile noastre și cu dorințele noastre ca să ne determine să ne aliniem după voia lui Dumnezeu. Ori, dragii mei, când ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, nu vom uita nicio clipă că avem de-a face cu un tată. Și interesant, vă spuneam altă dată, termenul folosit în textul original, aici este, s-ar traduce mai degrabă prin tătic, printr-un tati, adică unul cu care îndrăznești, îndrăznești mult. Ori iată că în rugăciune Domnul Iisus, când ne învață să ne rugăm și să zicem Tatăl nostru care ești în ceruri, întâi și întâi ne arată că noi trebuie să îndrăznim la Dumnezeu. Aici este marea noastră problemă. De multe ori nu îndrăznim la Dumnezeu. Îndrăznim la oameni, îndrăznim să alergăm în stânga și în dreapta și nu ne ducem acolo unde trebuie să ne ducem. Ori Domnul Iisus Hristos ne aduce aminte că Cel căruia ne rugăm este Tata. Și El e un Tată despre care am bucuria să vă spun astăzi, e cel mai bun Tată. Unul care nu stă niciodată nepăsător la nevoile copiilor săi. Scumpii mei, totuși când Domnul Isus ne învață să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, el ne arată care trebuie să fie atitudinea noastră întreagă cu care venim înaintea Lui Dumnezeu. Întâi trebuie să fie îndrăzneală, familiaritate, pentru că ne apropiem de un Dumnezeu care e tată. Dar în același timp, formula de adresare este aceasta: Tatăl nostru care ești în ceruri, care ești în ceruri, adică nu un tată din ăsta cu care ne tragem de șireturi. Că sunt atâția copii care se trag de șireturi cu tații. Însă el e un tată care trebuie respectat ca tată. Și atunci vom înțelege că atitudinea cu care ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune este îndrăzneală, îmbinată cu respect, cu reverență. Așa ne vom apropia de Dumnezeu, aceasta este atitudinea corectă cu care venim înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, această formulă de adresare spune Tatăl nostru care ești în ceruri. Și aceasta ne face să înțelegem că atitudinea cu care ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune este nu numai familiaritate, nu numai respect, dar este în același timp altruism. Nu poți să te apropii de Dumnezeu cu o atitudine egoistă. De aceea aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi când ne rugăm lui Dumnezeu, suntem chemați să lăsăm ego egoismul la o parte și să Demonstrăm ceea ce a demonstrat Domnul Iisus Hristos. Că noi vrem să trăim cum a trăit Isus. Și el, Domnul Iisus, a fost unul care a trăit o viață de dăruire pentru alții, interes pentru alții și pentru binele celorlalți. Ori atitudinea cu care ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune trebuie să fie o atitudine plină de dăruire pentru cauza lui Dumnezeu și pentru cauza celor din jur. Pentru că de aceea ne învață Domnul să zicem Tatăl nostru. Și rugăciunea Tatăl nostru nu e o rugăciune privată, ci este o rugăciune care ne învață că nu avem dreptul să ne apropiem de Dumnezeu într-un mod egoist, ci mereu gândindu-ne la alții. Cum am mai spus și cum îmi place să spun rugăciunea, merge mână în mână cu acțiunea. Ne rugăm pentru alții, acționăm în favoarea lor, facem ceva în favoarea lor. Și acum haideți să ne uităm la rugăciunea Tatăl nostru. O știm pe de rost cu toții, o folosim în casele noastre, ne rugăm în odăița noastră și folosim rugăciunea Tatăl nostru, ne rugăm la biserică uneori sau în alte părți, învățăm pe copiii noștri această rugăciune. După ce ne este pusă înainte formula de adresare, care este Tatăl nostru care ești în ceruri, sunt șase cereri în această rugăciune. Șase cereri. Și haideți să le luăm pe rând ca să le subliniem în această seară. Prima cerere: Sfințească-se numele tău. A doua cerere: Vie împărăția ta. A treia cerere: Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. A patra cerere: pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi. A cincea cerere. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. A șasea cerere. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Dragii mei, dacă ne uităm la cererile acestea, Uitați-vă la un lucru care nu scapă nici de cum ochiului nostru când citim textul Scripturii. Rugăciunea Tatăl nostru, după ce ne adresăm și zicem Tatăl nostru care ești în ceruri, continuă așa: Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Ce înseamnă aceasta? că Domnul ne învață care trebuie să fie prioritățile noastre în rugăciune. Primele trei cereri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Următoarele cereri spun așa, pâinea noastră, dă ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, nu ne duce pe noi în ispită, și asta ne ajută pe noi să înțelegem că în rugăciunile noastre ne cheamă Domnul să avem în vedere întâi și întâi, într-un mod prioritar, să avem în vedere glorificarea lui Dumnezeu și cauza împărăției lui Dumnezeu. Frații și surori, de multe ori uităm aspectul acesta și ne mirăm că nu ne sunt ascultate rugăciunile. Însă. Dacă am spus că rugăciunea nu trebuie să fie formală, ea trebuie să aibă o formă. În rugăciunile noastre veniți să învățăm, să demonstrăm că îl punem pe Dumnezeu pe primul loc al vieții noastre. Vă întreb eu, dacă noi n-am zice sfințească-se numele tău, n-are Dumnezeu putere să și îl sfințească? Dacă noi n-am zice vie împărăția ta, n-are Dumnezeu putere să și instaleze împărăția? Dacă noi n-am zice ce facă-se voia ta, n-are Dumnezeu putere să facă să se împlinească voia Lui peste tot? Ba da. Dar Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Dumnezeu vrea să ne facă lucrători împreună cu El. Ce bun e tata! El e un tată cu adevărat bun, care și-a copii și spune când vă rugați, așa să vă rugați. Păi dacă e să luăm în considerare lucrurile pe care le cerem de la Dumnezeu, sunt lucruri foarte mari. Doamne, vie împărăția ta. Astea nu sunt lucruri care depind de noi, depind de El. Dar iată că Domnul ne face părtași la această minunată lucrare a Lui. Însă, dragii mei, subliniez încă o dată. Dacă este ceva cu adevărat important în rugăciunile noastre, este să punem pe primul loc în rugăciunile noastre Cauzele lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit ca și oameni să ne vedem pe noi înșine și problemele noastre așa de, de uh, uh, importante. Și, vai, cel mai adesea rugăciunile noastre sunt adevărate, vaiete înaintea lui Dumnezeu. Eu mă uit, fraților și surorilor, pe cauze de rugăciune. M-am uitat de curând pe cauze pe care le-am primit pe internet. Și am zis, bieții oameni, nu înțeleg cu adevărat că există niște priorități în rugăciune. Eu înțeleg că toți avem probleme. Se sublinia aici, tocmai astăzi. Toți avem probleme, toți avem necazuri de un fel sau altul, toți avem greutăți, însă ceea ce e important e din când în când să uităm de tot de noi, să venim la El, să-L preamărim cum este o cântare. Asta este important. Și știți ce se întâmplă când noi îl punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră? Matei 6 cu 33, haideți că știm versetul acesta pe de rost. Zice, căutați mai întâi ce? Împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și celelalte lucruri pentru care noi ne frământăm atâta. Când căutăm împărăția întâi, El vine Dumnezeu și le dă pe deasupra. Ăsta este Dumnezeu, dragii mei. Dar nu avem voie să uităm nicio clipă că Dumnezeu este interesat să vadă oameni maturi în rugăciune și maturitatea se exprimă prin faptul că indiferent cât de mari sunt frământările și problemele noastre, întotdeauna vom face prioritate din cauzele lui Dumnezeu. Și sigur că Dumnezeu, scumpul nostru Dumnezeu, nu lasă neglijate problemele noastre personale. Observați în rugăciunea Tatăl nostru. Când vă rugați să ziceți, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Dar Dumnezeu nu uită să ne învețe și să zică, și rugați-vă și așa, pâinea noastră, dă-ne nouă și ne iartă nouă greșelile. Pentru că Dumnezeu, ascultați-mă bine, lui Dumnezeu îi pasă de nevoile noastre mai mult decât ne pasă nouă. Ați crezut că nu? Ați crezut că a uitat Dumnezeu de noi? N-a uitat Dumnezeu de noi, dragii mei, însă Dumnezeu e mai înțelept ca noi și El știe ce e cel mai bine pentru noi și când e timpul potrivit pentru noi. Și câteodată stăm și zicem, Doamne, de ce nu faci acum și de ce nu faci cum gândesc eu? Și de lași să treacă un pic anii și te uiți înapoi, vei zice cum am zis și eu de multe ori. Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai ascultat atunci. Mulțumesc că n-ai făcut cum am vrut eu atunci. Pentru că Dumnezeu e mai înțelept decât noi. Dragii mei, haideți așadar să ne uităm la rugăciunea aceasta, Tatăl nostru, și să înțelegem că prioritățile noastre în rugăciune trebuie să fie acestea. Întâi, glorificarea lui Dumnezeu, apoi nevoile noastre. Acum când vorbim despre nevoile noastre în rugăciunea Tatăl nostru, e iarăși un lucru interesant și demn de subliniat. Când ne rugăm, ca să vedeți ce ne învață Domnul de fapt, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă -ne o nouă când? Astăzi. Când zicem astăzi, vorbim de un timp prezent, da? Ne învață Domnul să venim cu nevoile prezentului nostru înaintea lui Dumnezeu. Dar când zicem și ne iartă nouă greșelile noastre, despre care greșeli vorbim? Care s-au petrecut în trecut, nu e așa? Nu putem să zicem, Doamne iartă-mă că mâine voi face cu tare păcat. E lipsit de sens, nu? Nu ne rugăm lui Dumnezeu, iartă-ne păcatele pe care vrem să le facem. Pentru că înseamnă că nu suntem bine intenționați. Ci când Domnul ne învață să ne rugăm și să zicem și ne iartă nouă greșelile noastre, Domnul ne învață să aducem și trecutul nostru înaintea lui Dumnezeu. Nu e bun Domnul. Atâția oameni sunt frământați de trecutul lor. Atâția oameni nu pot să dormă noaptea din cauza trecutului lor. Și vine Dumnezeu și zice în rugăciunile voastre, aduceți trecutul vostru înaintea mea. Și nu numai atât. Dar când ne rugăm și zicem, și nu ne duce pe noi în ispită. Știți în ce direcție ne uităm? Înainte. Adică la Doamne vor veni ispite. Adică ne învață Domnul să aducem înaintea Lui și viitorul nostru. Na, observați ce înseamnă asta. Dumnezeu este interesat ca în cererile noastre să aducem întreaga noastră viață înaintea Lui Dumnezeu. Trecutul, prezentul și viitorul. Și viitorul dă bătăi de cap la mulți și viitorul nu-i lasă pe unii să doarmă noaptea și le dă îngrijorări și frământări. Ori Domnul ne învață când ne rugăm să venim cu trecutul nostru înaintea lui Dumnezeu, să venim cu prezentul nostru înaintea lui Dumnezeu, să venim cu viitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Și mai zic odată, ce bun e tata! Îi pasă de noi! Dar mai mult, dragii mei, când ne uităm la cererile acestea, Domnul ne învață să aducem întreaga noastră viață înaintea Lui, dar știți ce face Dumnezeu? Ne învață să chemăm întreaga Dumnezeire în viața noastră. Pentru că atunci când ne rugăm și zicem pâinea noastră, când ne rugăm și cerem pâine de la Dumnezeu, gândul nostru se duce la Cel ce a creat toate lucrurile, la Cel ce a făcut și susține toate lucrurile și acesta este Dumnezeu Tatăl. Dar când zicem și ne iartă nouă greșelile noastre pe ce bază ni se iert, iartă nouă greșelile? Nu pe baza aceluia care a stat răstignit între cer și pământ și cine este el? Dumnezeu, fiul. Dar când zicem și nu ne duce pe noi în ispită. Pe cine îl chemăm noi în ajutor dacă nu pe acela care a fost trimis să fie cu noi și în noi, să ne însoțească aici pe pământ și anume pe Duhul Sfânt. Iată, dragii mei, că în rugăciune ne învață Domnul să aducem întreaga noastră viață înaintea lui Dumnezeu, dar să aducem întreaga dumnezeire în viața noastră. Nu e un lucru frumos? Scumpii mei, când ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, ea ne oferă de fapt un model ca să știm cum să structurăm rugăciunile noastre și încă o dată vă îndemn astăzi, frații și surori, ca să ne fie rugăciunile ascultate. Și bine primite înaintea lui Dumnezeu. Ele trebuie făcute din toată inima, trebuie făcute cu entuziasm, trebuie făcute cu stăruință, dar în același timp ele trebuie să aibă o structură după voia lui Dumnezeu. Și structura aceasta după voia lui Dumnezeu înseamnă să punem pe locul întâi slava lui Dumnezeu, apoi nevoile noastre și să înțelegem că suntem chemați în rugăciune să-l aducem pe Dumnezeu, întreaga Dumnezeire, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în viața noastră și în același timp trecutul, prezentul și viitorul nostru, toate să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Și haideți să intrăm în rugăciunea aceasta, Tatăl nostru. Întâi e formula de adresare care ne pune înainte atitudinea pe care trebuie să o avem când ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Dar prima cerere din această rugăciune zice așa, Sfințească-se numele tău. Sfințească-se numele tău. Ce înseamnă asta, dragii mei? Vreau foarte pe scurt, știu că vă e cald, e paranteză, cred că e ultima întâlnire cu căldură. Cu căldură înăuntru, pentru că prin îndurarea Domnului, deja echipamentul este instalat, mai rămâne să se pună ceea ce trebuie în echipament, antigel și apă, și ce trebuie agentul răcitor, și să se dea drumul. Dragii mei, când zicem Sfințească-se numele tău, Cine dintre dumneavoastră știe ce înseamnă sfânt? Haideți, că am auzit predici multe, toți. Ce înseamnă sfânt? Așa. Am auzit deja două răspunsuri. Curat și pus deoparte. Amândouă sunt adevărate. Sfânt înseamnă curat, înseamnă pus deoparte, înseamnă pur. Când zicem Sfințească se numele tău, haideți să facem referire la sensul acesta. Pus deoparte, adică separat. Știți ce înseamnă asta? Dacă, dacă mă îngăduiți, parafrazez cererea aceasta și zic, Doamne, fie numele tău pus deoparte, diferit, tratat altfel decât orice nume. Vedeți? Casa aceasta, noi zicem, a fost sfințită. Pentru că a fost o zi de 11 decembrie anului 2005. Când aici au fost vreo 18 păstori și o adunare plină, care au stat înaintea lui Dumnezeu și au chemat numele Domnului peste casa aceasta. Și au zis, Doamne, sfințim casa aceasta și te chemăm să faci din ea o casă de rugăciune. Ei, casa aceasta este făcută din cărămidă, sau din ce e făcută, nici nu știu exact, bolțari parcă. Structură metalică și așa mai departe. Știți că aici, în zona aceasta, sunt multe case făcute din aceeași structură? Și totuși, casa aceasta este sfințită. E sfântă. E diferită de celelalte case. Pentru că a fost pusă deoparte să servească unui scop sfânt. E lăsată ca să servească unui scop diferit. În celelalte case scopul este să locuiască oamenii, să stea să se uite la televizor, probabil să se odihnească și așa mai departe. În casa aceasta, scopul acestei case este să se adune credincioșii la oaltă și să slăvească numele Domnului, să se roage, să înalțe numele Domnului prin cântări, să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegem dar ce înseamnă sfânt. Ceva care e altfel. E tratat altfel când zicem, Sfințească-se, Doamne, numele Tău. De fapt, zicem, Doamne, fie numele Tău, tratat cu totul diferit de orice nume. V-am mai spus și uh, o spun ca pe o mintire plăcută a mea. Fratele Cromberg, unul dintre oamenii care m-au mentorat într-un anume fel, spre care m-am uitat cu mult respect, e acasă la Domnul plecat deja, dar omul acela de mult, purta o pălărie, săracul, și în discuțiile noastre vorbeam și când ajungeam să vorbim despre Dumnezeu, nu l vedeai că-și a pălăria de pe cap și vorbea despre Dumnezeu dându-și pălăria jos. Și am zis, ce mult contează să fii plin de respect pentru Dumnezeu. Cam asta înseamnă să fii plin de respect pentru numele Lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi că atunci când vorbim despre sfințenia numelui lui Dumnezeu, vorbim pentru că Dumnezeu nu e un oarecare. Nu. Azi dimineață m-am uitat la un mic documentar despre puterea lui Dumnezeu în creație. Și trebuie să vă spun că am rămas absolut uimit. Și am zis și zic încă, Doamne, cât de mare ești! Și nu mi se pare drept ca un Dumnezeu mare, chiar dacă e cel ce ne-a dat dreptul să-L numim Tată, nu e normal ca să vorbim despre El oricum. Nu putem să vorbim despre El oricum. Știți că într-a treia poruncă din Decalog, Domnul a poruncit lui Israel și a zis așa, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Spun și astăzi, vreau să vă aduc aminte, de fapt, duminică. Am predicat duminică dimineața aici, am predicat despre faptul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al bucuriei și vrea să ne facă oameni bucuroși. Dar n-aș vrea să credem că bucuria nu are niciun fel de granițe uh, pentru comportamentul celor bucuroși. Noi vorbim despre uh, bucuria oamenilor că nu-și mai încap în piele. Când e vorba despre Dumnezeu, dragii mei, respectul pentru Dumnezeu trebuie să rămână sfânt. De aceea spun și astăzi și am mai spus și cu alte ocazii, sunt de-a dreptul indignat să aud bancuri cu Dumnezeu. Și zic, Doamne, ai milă de oamenii care îndrăznesc așa ceva. Bancuri cu Dumnezeu și cu lucrurile sfinte, astea nu înseamnă să sfințim numele Domnului? Și voi spune astăzi, dragii mei, ca să sfințim numele Domnului, întâi este important să înțelegem cine stă în spatele acestui nume. Ca să poți sfinți numele Domnului, trebuie să știi cine e în spatele acestui nume. Și ca să știi cine e în spatele acestui nume, nu poți, oricâte cărți ai citit tu. Ci poți într-un singur fel. Dacă ți se revelează de sus, ți se descoperă de sus. Revelația este importantă. Este absolut necesară Revelația ca să poți să sfințești numele Domnului, întâi trebuie să ți se descoperă cine este El. Când vorbim de nume, noi toți purtăm un nume. Și sunt oameni care se ascund în spatele unui nume, alții își fac un nume. Există oameni care și-au căpătat o reputație deosebită prin numele pe care îl poartă. Și sunt alți oameni care au dat o reputație deosebită numelui pe care îl poartă. Înțelegeți? Acum, când vorbim despre Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, haideți să mai pun o întrebare, care-i numele lui Dumnezeu? Întrăzniți că-i voie, chiar dacă martorii lui Jehova îl folosesc într-una. E voie să zicem și noi, Jehova, de fapt este o tetragramă acolo, că nici nu-i pronunțabil numele acela. Sunt patru consoane. Și știți dumneavoastră că nu se pot pronunța consoanele când sunt lipite una de alta, au nevoie de vocale între ele. Așa e numele lui Dumnezeu încât nu este pronunțabil, pentru că este un nume cu totul ales. Însă, în Sfânta Scriptură există multe nume ale lui Dumnezeu. Ei bine, când vorbim despre numele lui Dumnezeu, Întâi și întâi trebuie să știm cine stă în spatele acestui nume. Și atunci aș spune întrebarea aceasta. Cine este Dumnezeu care are pretenția să-i fie numele Sfințit? Cine este El? Și atunci te miri că numele Domnului nu e Sfințit de toți oamenii? Nu te miri când îți dai seama că nu toți oamenii știu cine stă în spatele acelui nume. Unii cred că Dumnezeu e așa. Unul ca și noi. Alții îndrăznesc să creadă că Dumnezeu e un bătrân cu barbă care stă nu știu unde, pe tronul Universului. Unii cred că Dumnezeu e așa un supravegător, un polițist care stă să supravegheze, să vadă ce mai fac oamenii. Alții cred că Dumnezeu e un fel de duh din lampa lui Aladin. Ați citit uh, poveștile astea cu uh, Aladin, că stătea și își freca lampa aceea și dintr-o dată ieșa la comandă Ești Duhul ca un slujitor înaintea lui. Bieții oameni cred orice despre Dumnezeu. Însă, când nu credem ceea ce trebuie să credem de Dumne despre Dumnezeu, noi putem sfinți Numele. Și noi ne rugăm și zicem: Sfințească-se numele tău. Dragii mei, întâi și întâi trebuie să știm cine este Dumnezeu. Pun întrebarea: Îl cunoști tu pe El? Dar nu oricum, în mod personal. Ai nevoie de Revelație? Ai nevoie de relație cu El? O relație cu El ca să-L cunoști? Și apoi vei avea reverență pentru numele lui Dumnezeu. Revelație, relație și reverență. Acestea sunt lucruri obligatorii când este vorba despre numele lui Dumnezeu și felul în care abordăm numele lui Dumnezeu. Aș vrea să încheiem, dar nu înainte de a vă spune că cei mai mulți oameni astăzi, cei mai mulți, marea majoritate a oamenilor blasfemiază numele Lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este grav, este de o gravitate excepțională. Dumnezeu ne cheamă să înțelegem că numele Lui Dumnezeu trebuie să se sfințească. Întâi unde trebuie să se sfințească? Doamne, sfințească-să numele Tău în mintea mea, în inima mea, în viața mea, în trăirea mea, în vorbirea mea? Doamne, sfințească-se numele Tău în casa mea, în familia mea? Doamne, sfințească-se numele Tău în jurul meu, aici, la locul meu de muncă? Asta nu mai depinde numai de tine. Asta deja depinde și de cei din jur. Și ce se întâmplă? Când vezi că numele Domnului nu e sfințit, suferi? Gândiți-vă psalmistul, la un moment dat face o afirmație, chiar m-am oprit asupra ei cu ceva vreme în urmă, pentru că mi s-a părut șocant în felul ei, zice David, așa: Să nu urăsc eu, doamne, pe cei ce te urăsc, ba, îi urăsc cu o ură desăvârșită, zice psalmistul. Și știți ce am văzut în asta, în spatele acestei afirmații? Râvna lui David pentru Dumnezeul lui. El și-a cunoscut Dumnezeul și a înțeles că Dumnezeul lui este un Dumnezeu sfânt și numele lui trebuie sfințit. Și când vezi în jur oameni care îl blasfemiază pe Dumnezeu. Nu poate să-ți fie tot una, nu poți să râzi la bancurile lor, nu poți să râzi de glumele lor proaste, ci trebuie să înțelegi că tu ești unul care se roagă și zice, sfințească-se numele tău. Or, lucrul acesta se vede în viața noastră. Iată, dragii mei, sunt atâtea moduri în care oamenii blasfemiază numele lui Dumnezeu. Știți că trăim vremuri în care se jură pe Scriptură. Am mai spus într-una din întâlnirile noastre anterioare, nu jurământul în sine este păcat. Ascultați-mă bine. Pentru că Dumnezeu însuși a jurat. Nu jurământul este păcat. Dar să juri pe ce nu crezi. Sunt oameni care nici nu cred în Dumnezeu. Și vezi că se duc în fața președintelui și jură pe Scriptură. Că ei vor face așa, așa, așa și nu fac, fraților. Vai de ceea ce fac ei, pentru că nu fac decât să blasfemieze numele Domnului, când folosesc numele Lui Dumnezeu într-un mod nepotrivit. Acesta este sperjurul, adică un jurământ călcat, un jurământ pe care îl tratezi așa cum nu trebuie să fie tratat. De asemenea, profanarea numelui Lui Dumnezeu. Sunt atâția oameni care profanează astăzi numele Lui Dumnezeu, folosindu-L în jurături, folosindu-L în situații lipsite de respect. Sunt lucruri care... De-aia mai fac câte o pauză, că voiam să vă dau exemple practice, dar mă gândesc că nu se potrivez de la un anvon sfânt și pus deoparte. Dar mă doare să știu că sunt oameni care poartă numele de credincioși și folosesc lucruri care trebuie tratate cu totul diferit, le folosesc cu o ușurință de netăgăduit. Apoi, dragii mei, numele Domnului este blasfemiat atunci când trăim în frivolitate, în neseriozitate, vorbire ușuratică. Chiar și necredința este o blasfemie la adresa numelui Lui Dumnezeu. Și ipocrizia este o blasfemie la adresa numelui Lui Dumnezeu. Și acum zic așa, după numele Tău, Doamne, suntem numiți noi. Știți că suntem creștini și numele nostru de creștini de la Hristos vine. Și nu înseamnă altceva creștin decât un Hristos micuț, un urmaș al Lui Hristos, ăsta este creștin. Și să port numele Lui Hristos și să tăgăduiesc prin trăirea mea numele pe care îl port. Aceasta este blasfemia adusă numelui Lui Hristos. Dragii mei, nu e un lucru simplu. Eu vreau să vă chem astăzi în numele Domnului Isus Hristos să înțelegem că numele Domnului este Sfânt. Și în rugăciune ne cheamă Domnul să conștientizăm întâi și întâi. Avem dreptul să ne rugăm Lui, dar trebuie să conștientizăm Că ne rugăm unui Dumnezeu al cărui nume trebuie tratat cu totul diferit. Relația cu el trebuie tratată cu totul diferit. Nu poți să te joci cu Dumnezeu și cu numele lui și nici cu numele tău de creștin. Ci trebuie să privești cu toată seriozitatea această relație pe care o ai cu Dumnezeu. Așadar, dragii mei, să avem în vedere atunci când ne rugăm și zicem Sfințească se numele tău trebuie neapărat să avem parte de revelația lui Dumnezeu, adică descoperirea, înțelegerea a ceea ce este El și cine stă în spatele numelui acestuia. Mă înfricoșez când citesc în Exod la capitolul 34, pune pe ecran Exod 34, versetele 5, 6 și 7. Ia uitați-vă, Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit Numele Domnului. Și uitați-vă cum e numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, a strigat numele Domnului, zicând așa, iată care-i numele Domnului. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Este absolut înfricoșător. Și despre Dumnezeul acesta să vorbești în termeni frivoli, să vorbești cu neseriozitate despre El, este un mare risc. De aceea vreau să vă chem astăzi să înțelegem noi cei ce vrem să ne rugăm lui Dumnezeu și să trăim cum a trăit Isus, să nu uităm nicio clipă că a trăit cum a trăit Isus ne obligă să ne uităm spre Dumnezeu, ca spre un Dumnezeu sfânt și să zicem mereu, Doamne, întâi și întâi dăm harul să tratezi cu respect, să tratezi cu totul diferit numele Tău, Doamne. Și condiția mea de copil al tău. Domnul să ne ajute la aceasta.